Mihail Sebastian. Femei. Arabella. Prima parte. Am respins astăzi încă o ofertă. Sper să fie ultima. J.K. L. Wood, corespondent și redactor la New York Herald, m-a privit cu o sinceră stupoare, a rupt cecul pe care îl plimbase jumătate de oră pe masa mea și mi-a spus sec. Domnule, nu sunteți un om de afaceri nu sunt. Dar gândul că aș putea povesti pentru un magazin ilustrat o istorie care mă privește, mi se pare de un rar ridicol. Nu mi se iartă că am răpit musicalului un număr de senzație. Arabella and Partner, spunea din J.K. Wood, era un număr retribuit seral cu 620 de dolari plus cheltuieli de deplasare. Publicul vrea să știe de ce anume am renunțat la această retribuție și la aceste cheltuieli. El vrea să știe unde se află Arabela și, dacă e posibil, de ce Arabela m-a iubit pe mine sau de ce am iubit-o eu pe ea. Am în sertarul din dreapta o fotografie a ei din prima vară pe care am petrecut-o împreună. Să fi fost pe la sfârșitul lui August la Taior. Ar trebui într-o zi să-mi clasez hârtiile și să-mi datez pe cât posibil fotografiile. Detestabilă memorie. Era într-o rochie albastră foarte deschisă, cu un guler școlăresc alb, numai cu sandale în picioare, fără ciorabi, cu capul gol, nepudrată, puțin palidă, dar odihnită și albă în soare. Într-o fotografie am prins-o cu mâna ridicată brusc spre mine, gest speriat care nu era al ei, fiindcă voia să cred să-mi spună să o aștept o clipă pentru poză. Îmi imaginez fotografia asta mică apărând într-un ziar și mă cutremur. Nu e nici decență, nici prejudecată, nici sentimentalism, dar păstrez pentru mine lucrurile care sunt strict ale mele și mi se pare că gestul acela surprins are încă și astăzi o căldură imediată de strigăt. E de mirare cum zilele în care se întâmplă ceva definitiv în viață nu au nimic deosebit de celelalte în care nu se întâmplă nimic. Niciun semn, nicio prevestire, Avusesem în cea seară de noiembrie o întâlnire la Plas Pigal cu un atașa de presă unei legații amice în vederea unei note pe care trebuia să o redactăm împreună. Omul nu venise. Mi-era silă să mă întorc acasă de vreme. Am luat-o în sus, spre Medrano, îmi place mirosul pistei de circ, roșul violent al perdelelor din fund, dincolo de care se aude nechezatul cailor ce își așteaptă rândul, prostul gust al femeilor bariste, mustățile clasice ale cavalerului director și lumea multă din jur care râde năvălitor, fără dificultate. Plăceri de estet dezabusat. Plăceri oricum. Se începuse de mult. Când am intrat era liniște. Liniștea care precede la circ numerele de salt mortal. Mi-am aruncat ochii pe program. Trio Dartis. Dicky e Miss Arabella. De o parte și de alta a pistei, la mare înălțime, erau două bare pe care, ca într-un cadru, se legănau doi atleți în roșu. În centru, o bară de lemn, legată cu două frânghii de plafonul cercului, oscila liberă așteptând. Pe pistă, un fel de clown spân arăta cu gesturi mari ce avea să se întâmple. Cei doi atleți în roșu trebuiau să sară deodată, unul din dreapta, celălalt din stânga, pe o bară mobilă din mijloc, să o prindă fiecare cu o singură mână, și pe urmă, cu aceeași mișcare, să sară de acolo înspre cele două bare laterale, unul în locul celuilalt. La o înălțime de vreo 30 de metri, un dublu salt de mare lungime, fără plasă. Luminile se stinseră. Patru reflectoare de culori diferite băteau puternic în sus. Spre atletul din dreapta și spre cel din stânga, două. Spre bara de șarte din mijloc, un reflector alb care dădea oscilațiilor ei deasupra circului un aer de fatalitate. Al patrulea reflector proiecta mai sus o lumină albastră, slabă, și descoperea acolo o prezență pe care nu o băgasem în seamă. Într-un leagăn de mătase, o femeie. Brună, decorativă, într-un maieu argintiu, cu o brățară de pietre mari pe brațul drept, picior peste picior, privea de acolo totul cu o nepăsare absolută, purtând doar în colțul stâng al buzelor un surâs întâmplător. Toba mică bătu precipitat. În jurul meu nu se auzea respirația nimănui. Pe urmă, o bătaie surdă de tobă mare, un salt, patru mâini smuncindu-se pe bara din centru, o singură oscilație a ei și gata. Bara se legănă, iar goală deasupra pistei adânci, cei doi atleți zâmbeau de o parte și de alta din locurile lor schimbate. Femeia privea mai departe cu același nesigur aer de absență. Era un număr mediocru. Am gândit-o atunci când nu judecam decât cu gustul meu de diletant. O gândesc și acum, când am în urmă atâtea turnee și succese. Era un număr mediocru. Interesant, desigur, și primejdios, dar prost prezentat, cu detalii inutile, cu decoruri de bâlci și cu nu știu ce expresie declamatoare care îmi displace. Mai târziu, în peregrinările mele prin musicalurile europene, am învățat că virtuozitatea și simplicitatea sunt două lucruri identice. Mi-a spus-o într-o seară, Rasteli la Hamburg, unde jucam întâmplător amândoi, el cu bilele, faclele și baloanele lui, eu cu Arabela. Dar să revin tot pasajul ăsta ar trebui suprimat la drept vorbind. Obicei stupide ca Botin, care nu-și poate uita meseria și vorbește într-una de ea. Să revin deci la acea seară de noiembrie, când nu eram decât expert tehnic al Ministerului Sănătății din România, pe lângă Comisia Internațională de Cooperare Medicală. Numărul se terminase. Cei doi cavalerii în roșu mulțumeau publicului în mijlocul pistei. Între ei își făcuse loc un al treilea, tot în roșu, mai tânăr însă și mai firav, care până atunci stătuse ascuns nu știu unde. În jurul lor, claunul spân descria cercuri largi într-un fel de dans grotesc fără haz. Numai sus, deasupra noastră a tuturora, femeia din leagănul de mătase privea departe fumul unei țigări imaginare. Avea o ușoară mișcare a tălpilor, joc imperceptibil de baletistă în repaus a coborât târziu, când aplauzele încetaseră cu totul, pe o frânghie, schimbând rar, leneș, mâinile una după alta, în jos, până în cercul pistei, unde a căzut pe vârfuri. Pe urmă a ieșit fără grabă și fără să se încline între cele două șiruri de servitori în livrea. În pauză m-am dus ca de obicei în culise să privesc ei. Li se făcea toaleta pentru spectacol în boxe deschise într-o galerie din fund. Miroase acolo a nisip, a balegă, a sânge și a parfum. Miros răvășit, complicat, pe care nu le-am cunoscut decât acolo și pe care îl țiu minte cu o precizie ascuțită. Femei elegante se plimbau de la boxă la boxă, să mângă eu coamă neagră, să-și fruntea pătata unui mânz, să întindă zahăr cumpărat la intrare calului preferat. Într-un colț, călare pe bara de lemn a unei boxe, femeia în tricoul argintiu conversa cu un cal negru, cu mâna petrecută frățește după câtul lui. Îmi amintea o imagine veche de carte poștală, așa cum se trimiteau de mult în copilărie, de anul nou pentru felicitări, poză în care o amazoană și un bot de cal se priveau tandrii sub o potcoavă de flori. Mai târziu aveam să aflu că Miss Arabela nu se afla acolo în seara aceea, pentru buna ei plăcere, ci pentru că era obligată prin contract să se plimbe în pauză prin culoare, în costumul ei de spectacol, odată cu clovnii și scamatorii, pentru a da astfel culiselor un aer de activitate surprinsă. Asta îl măgulește pe spectator. M-am apropiat de ea întâmplător. Cred că tot întâmplător, vreau să spun fără nicio intenție precisă, i-am oferit o țigară. A primit-o și pe urmă, când și-a amintit că nu are voie să fumeze acolo și cum amândoi rămăseserăm cu țigările în gură neaprinse, m-a întrebat dacă nu vreau să vin la ea în cabină să fumez. Uite, e aproape, întâia ușă pe stânga am urmat-o, surprins de simplicitatea propunerii. Am vorbit ca unei cunoștințe vechi, cu un amestec de indiferență și prietenie care, la drept vorbind, era felul ei natural de a fi, dar care atunci, pentru că nu o cunoșteam, mi se părea anume adresat mie. A doua parte a programului începuse, dar nu era nimic interesant, cel puțin între primele numere, și îmi surdea gândul de a schimba câteva cuvinte cu femeia aceasta în fostul margintiu, în cadrul ei de cabotină. Era ceva cinematografic în întâmplarea asta. Totuși, în prag am ezitat. Când s-a deschis ușa, am observat cu surprindere și cu necați că nu eram singuri și că cei patru parteneri ai femeii ocupaseră dinainte cabina, fiecare instalat în alt colț, ursuși preocupați de toaleta lor complicată și dezinteresându-se complet de noi. Am intrat încurcat, neștiind dacă trebuie să salut sau nu, și derutat mai ales de tăcerea lor ostilă. Se îmbrăcau un bufnați, muți, fără grabă, trăgându-și fără nicio jenă pantalonii sau cămașa, aruncându-și din când în când peste capul nostru un ștergar, un piept în sau o lingură de pantof. Doar cel mai tânăr dintre ei, băiatul Firav, pe care în pistă nici nu-l văzusem decât la sfârșitul numărului, și-a ridicat capul deasupra ligianului peste care se spăla gol până la brâu și m-a privit un moment. Peb, îl numi femeia. Pe urmă, am făcut semn să viu la măsuța ei de toaletă. Îmi aprinse țigara și apoi o aprinse pe a ei de la mine. Porni să-și deschie nasturii bretelelor, dar, plictisită că nu poate fuma liniștit, renunță rămânând așa, cu tot spatele gol și cu un sâmb pe jumătate descoperit, sub tricoul acela nu destul de deschis ca să îi alunece cu totul de-a lungul corpului. Fuma cu stângăcie, ceea ce m-a surprins și am spus-o. De ce ții țigara între degetul gros și arătător? nu știu. M-am învățat să vede așa. Tăceam amândoi. Nu știam despre ce să-i vorbesc și mi-era necas pe mine că venisem, căci eram cu siguranță ridicol între cei patru bărbați care își vedeau de treabă în jurul nostru ca și cum nici nu aș fi existat. E foarte interesant numărul dumneavoastră, vorbi eu în sfârșit, oprindu-mă la platitudinea asta, mulțumitor cum că găsisem ceva și că puneam astfel tăcerii acelea penibile. Interesant? Nu știu. Obositor. Nu este așa, Beb? Obositor. Își petrecu mâinile după ce a și își legănă capul între brațele ei rotunde. Și eu doar nu fac nimic. Privesc de sus cum lucrează ei. Dar luminile, dar aparatele astea prost înșurubate, dar galeria care râde. Dacă ai ști cum apasă toate astea, era un accent de imensă osteneală în vocea ei și acele câteva cuvinte pe care le rostise, între tăiate de tăceri lungi, cu ochii urmărind fumul subțire al țigării, mă loviseră prin simplicitatea lor. Între timp, bărbații terminaseră cu îmbrăcatul și atunci s-a întâmplat un lucru atât de neașteptat, încât, dacă nu m-aș fi simțit stingherit, aș fi izbucnit, cred, în râs. S-au înșirat toți patru în front, în fața arabelei, și s-au apropiat pe rând de ea, unul câte unul, oprindu-se cu oarecare sfială la depărtare de un pas. Ea îi privi pe fiecare în parte, cu atenție, scrutându-le autoritară ținuta și făcând mici observații de detaliu. Tu să-ți schimbi mâine gulerul. Ți-am spus că un guler nu se poartă mai mult de o zi. Și tu, de ce nu ți-ai șters ghetele? Și de ce porți pălăria pe ceafă? Ascultau observațiile acestea, școlărește intimidat și cu surâsuri încurcate de copii care își recunosc greșeala și promit din ochi să se îndrepte. Cu primii doi sfârși repede. Erau cei doi atleți în roșu pe care îi văzusem executând saltul mortal. Unuia îi comandă să-și vâre în buzunar Batista, care îi ieșea exagerat din haină, celuilalt i arătă o ușoară pată pe rever. Mâine nu cumva să o mai văd deschise un sertar și scoase de acolo o sumă de bani pe care o împărți între toți, fiecare primind în tăcere ce i se dădea, fără să numere și plecând pe urmă cu un salut stângaci din cap. Mai complicat fu cu Dichi, claunul spân. Bietul om cu fața avariată de farduri, pentru care Arabela își pierdu mai mult timp ca să-i pună în ordine toaleta și care, când fu să-și primească banii, reclamă un supliment refuzat retezător de femeie. Fă bine și pleacă, ai să te întoși de vremea acasă și n-ai să bei, mă înțelegi? Tu bebi rămâi. Uite, îți lipsește un nasture la pardesiu. Băiatul rămase lângă ușă în timp ce Arabela îi cusu nasturele și el o privi lung cu o înduioșare care mi se păru comică pentru locul acela și pentru vârsta lor de oameni în toată firea. Toate acestea se petrecuseră atât de neașteptat încât, rămânând în sfârșit sigur cu Arabela, n-am știut ce să-i spun. Scena de familie la care asistase m-ar fi trebuit să mă amuze și simțeam totuși că mă emoționează prin aureola de dictator a femeii acelei tinere, prin supunerea copilăroasă a tovarășilor ei, prin respectul lor speriat față de ea, prin îngăduința ei ironică și poruncitoare față de toți. Mai tânără decât ei, cel mult de o vârstă cu ei, se purta cu dânsi ca o soră bătrână și aerul său matern mi se părea neserios pe obrazul ei de adolescentă ostenită. Nu vrei să te întorci în circ? M-a întrebat ea într-un sfârșit. N-ar trebui să pierzi numărul de echitație. E bun. I-am răspuns cu totul într-un alt fel, printr-o întrebare bruscă. Îți place viața asta? Care viață? Viața asta pe care o duci. Pui niște întrebări. Își desfăcu cu atenție și returile pantofilor albi de lucru și își pregătea meticulos ciorapii, rochia, pudrea, gravă de parcă operația aceea ar fi fost ceremonia ei cea mai de seamă. Nu mi-a spus nici să întorc capul, nici să sting lumina, nici să plec. S-a îmbrăcat în fața mea cu o totală lipsă de pudoare, dar era în indiferența mișcărilor ei ceva inexplicabil cast, ceva care oprea din partea mea orice gând lăturalnic. Dacă vrei, i-am spus, mergem împreună undeva pe aproape să bem ceva și să mai stăm de vorbă. Bucuroasă, dar e păcat de spectacol că-l pierzi. Am ieșit. Ploamă rând, ploaie de noapte, în care totul pare ud. Lumina felinarelor, lumina vitrinelor, zidurile caselor subit incendiate de farurile unui automobil ce trece, de departe, literele electrice ale unei firme de cafenea pâlpâiau prietenoase și m-a bucurat dinainte răbufneala de căldură și gălăgie surdă care avea să ne întâmpine la intrare. Ser de cafenea pariziană, în noiembrie, când te apucă miezul nopții în fața unei sticle de șerte, înecat în valuri de fum, prin care vocile oamenilor, zgomotul zarurilor, sunetul monedei de zinc, vin depărtate, învăluite, consolatoare până la tine, într-o rumoare ce-ți spune că nu ești singur, totuși, în sfârșitul ăsta de toamnă. Ce bună este apropierea oamenilor pe care nu-i cunoști, toți prieteni, toți confidenți, în ceasul de seară care va unit la oaltă, între oglinzile acestea aburite, între mesele verzi de biliard, între vitrinele mari ce se văd dinăuntru înflorite de picăturile de ploaie, care desemnează încăderea lor pe geam, hărți și continente efemere. Totul e familiar și fără nume în cafeneaua asta de cartier, ca într-un tren sau ca într-un salon de vapor. Și sentimentul că mâine nu vei mai recunoaște nici una din fețele amicale din jur, îți dă nu știu de ce un gust cald de confesiune și un îndemn de a vorbi despre cele mai ascunse lucruri ale tale, celui din tâi vecin de masă. Am ascultat în seara aceea povestea Arabelei, fără să fiu surprins și fără să -o întreb nimic, lăsându-o să vorbească în buna ei voie despre ce s-o în leagănul ăla alb pe care l-ai văzut la circ, m-a suit întâia oară un elvețian, director de cabaret, undeva lângă Montreux. Zicea că nu-i angajează pe băieți dacă nu mă arăt și eu pe scenă. Dar nu știe să facă nimic, a spus Dick. Nu e nimic, zicea celălalt. Să stea acolo cu voi, ca să o vadă lumea. Fără femei nu merge. Pe urmă a rămas așa și n-a mai schimbat. Umblu cu ei, le por de grijă, căci sunt toți niște zăpăciți și seara jucăm împreună. Jucăm. Ai văzut și dumneata. Tic bea, beb fumează, Jeff umblă după femei și Sam nu umblă după nimic. Sunt caragioși cu numele astea, dar m-am obișnuit să le spun așa și nici ei nu mă strigă altfel decât Arabela. Dacă n-aș fi eu să-i țin din scurt? Unul mi-e frate, altul prieten, altul nu mai știu ce mie. e. M-am obișnuit cu ei și oricum e mai bine așa decât altfel. Sau, e tot una. Numai uneori îmi vine un fel de plictiseală și nu mai înțeleg ce cau sus pe frânghiile, alea unde nu fac nimic și aștept să se termine numărul nostru. De obicei nu fumez, dar nu sunt obișnuită să refuz ce mi se dă, fiindcă nici nu sunt obișnuită să mi se dea. Așa că țigara dumita l am primit-o. Cred că nu te ai supărat. Am lăsat-o să vorbească multă vreme. Nu mai țin minte astăzi despre câte mi-a povestit. Lucruri obișnuite, întâmplări mărunte, reflexii, întrebări, amintiri, toate spuse indiferent, cu o voce egală, potolită și cu o lipsă de sclipire în ochi, care spunea cât de puțină importanță aveau toate acele lucruri și eu care le ascultam pentru ea care le spunea din oboseală probabil. Am ieșit târziu, aproape de două, Stațiile de metrou se închiseseră de mult și taxiuri nu se vedeau. I-am propus să vină la mine. Nu se poate. Ba da, se poate. Te chem ca să dormi, nu pentru altceva. E mai aproape și e mai simplu. S-a gândit puțin și am văzut bine că în momentul acela nu avea ezitări de pudoare, ci că socotea cât era de comod sau incomod să vină. Până la urmă, cred că și-a spus că era mai simplu așa. Vin. Ne-am urcat la etajul 3, într-un hotel din apropiere unde locuiam și cum n-aveam decât un singur pat, i-am spus că eu am să mă culc în odaia alăturată într-un fotoliu. Eram de bună credință. Nu, mi-a răspuns. O să dormim în pat. E destul de mare pentru amândoi și nu e imposibil să ne înțelegem. Am primit pentru că mi era tot una și că nu mi se întâmpla pentru prima oară să mă culc cu o femeie prietenește, în camarad căci adesea după o petrecere se întâmplă să vină sus la mine diverse amici și amici și atunci dormeam cum se nimerea dar când am făcut întuneric și după ce am descoperit căldura cunoscută a perinelor, răsuflarea femeii de lângă mine, rară cum era și ascunzătoare de nu știu ce tristețe intimă, mi s-a părut atât de amicală și de veche și în zgomotul surd al ploii ce încă se auzea din stradă, palpitarea trupului ei era atât de apropiată încât i-am căutat mâinile și le-am petrecut după gâtul meu, fericit că o am lângă mine. S-a lăsat în voia mea, fără nicio mustrare pentru cuvântul meu călcat, dar de asemenea fără entuziasm, supusă și absurdă liniștită. Avea un gust de miez de pâine, și senzația asta pe care o port încă în mine este singurul lucru cert care mi-a rămas pe urma arabelei, astăzi, după atâția ani de trai în comun și după alții atâția ani de despărțire. Când am lăsat-o din brațe, s-a întors spre fereastră și a adormit imediat, adânc. Am spusese doar că era obosită. Partea a doua: N-am încercat niciodată să explic nimănui cum a rămas Arabela cu mine și cum am primit eu, atât de îndărătnic, în dorul meu de libertate, această complicație plină de urmări grele. Totul a fost așa de simplu și de nesocotit încât sunt sigur. Orice explicație ar fi fost falsă. Arabela a rămas din lene, așa cum venise. Ce-ar fi, mi-am spus eu a doua zi, dacă n-ai pleca mai departe în turneu și ai rămâne aici? Știu eu, să încercăm. Seara, am găsit-o la mine în cameră, instalată pur și simplu. Își adusese o valiză mică și câteva obiecte de toaletă. Tot bagajul, am întrebat-o cum aranjase cu și ei. Au plecat. A fost greu? Nu. Le-am dat sucotelile și s-au dus. Oricum eu nu făceam nimic. Ar fi trebuit să fie jenantă situația mea față de femeia aceasta pe care o cunoșteam de o zi și care, pe un singur cuvânt, aruncat într-o doară, părăseau existență și, oricum, o carieră pentru ca să se instaleze în viața unui bărbat străin cu care nu avea nimic în comun. Dar cum să explic sentimentul de liniște pe care l-am avut din acel prim ceas? Aerul familiar pe care Arabela l-a în odaia mea? Timpul de amintiri comune pe care îl simțeam în pasul ei prin casă? Știa să deschidă exact sertarul care trebuia, să găsească lucrurile la locul lor, să aprinde lumina, fără să mă întrebe pe mine unde este priza, să așeze o carte în raftul ei obișnuit. Le găsea pe toate, singură, din instinct, în vocație probabil. Am ieșit împreună să cinăm, pe urmă ne-am dus la un cinematograf din cartier și ne-am întors târziu acasă, fără nicio grabă, cel puțin din partea mea. Căci, deși îmi plăcea căldura brațului ei și mă gândeam cu plăcere că peste puțină vreme o voi avea întreagă și goală lângă mine, în pat, totuși senzația asta mi se părea cunoscută. Totul, având un gust de iubire veche și de pasiune calmă, ca și cum, între ea și mine, ar fi fost lungi ani de înțelegere fizică. Am fost toată viața mea un zăpăcit și un ursuz, rebel ori de câte ori o femeie a încercat să rămână legată de mine, preocupat exclusiv de libertatea mea de a dispune, celibatar din predestinare și nu înțelesesem până atunci cum ar fi fost cu putință o căsnicie, simplu gând de a regăsi în fiecare noapte același trup cu aceleași tresăriri, părându-mi se absurd mie, doritor veșnic de surprize și acorduri trecătoare. Prin ce miracol Arabela îmi vinsese din primul ceas chemarea mea de vagabond în iubire și mă fixase. Aș izbuti poate să spun dacă mi-aș da o steneală, dar de ce să încerc explicații de psihologie pentru un lucru atât de firesc și pe care îl acceptase în cu atâta bunăvoie? Nu, nu. Arabela ar râde dacă ar citi. Tot ce țin minte este că mirosea frumos, avea o aromă șteasă de parfum pe care sângele ei îl încălzea dându-i un gust personal, o nuanță de miros animal, amintitor de noapte. Era de necrezut cum apa de colonie, inexpresivă și chimică, se transformă în dantelele ei într-o aromă atât de învăluitoare și de pierdută, de parcă ar fi făcut parte din respirația ei. Chetu bun. Îi spuneam sincer când voiam să-i spun că o iubesc și mi-ar fi foarte greu să traduc vorba asta în românește. Cred că ar suna ridicol. Sara, când mă întorceam de la lucru, tresăream de departe la amintirea acestei arome care îmi umplea gura și nările ca un cald miros de castane coapte și aveam o grabă de adolescent când urcam scările, până ce, ajuns în sfârșit în casă, puteam să o strâng în brațe și să-mi lipesc obrazul de al ei. N-am avut multe femei în viața asta a mea. Destule, oricum. Atâta cât de poate avea orice bărbată de urățenie obișnuită, când e amabil și când știe, uneori să fie stăruitor. Nu mă laud cu asta, căci știu prea bine, că cel din urmă mic al meu, mai înalt decât sunt eu, mai brun și cu un obraz mai plăcut, a cunoscut de 10 ori mai multe aventuri. Oricum, n-am întâlnit niciodată o femeie și au fost unele pe care le-am iubit. Niciodată una care să-mi fi dat senzația aceasta de voluptate udihnită pe care o găseam în brațele Arabelei respirându-i mirosul de carne tânără, destinsă în lene și indiferență. Fiindcă Arabela nu era femeia pasionată. Când a început ceea ce s-a numit de gringolada mea, când, adică, mi s-a comunicat din țară de la minister că sunt pus în disponibilitate, știu că prietenii mei cei mai binevoitori îmi plângeau de mila alarmați, dând de veste pe unde puteau că am căzut pradă unei femei fatale, Râdeam privind o pe acea femeie fatală, în rochiile ei de casă, aproape totdeauna de culoare aspră și caldă, umblând ca o adevărată gospodină prin cameră, ca să dreagă câte un lucru, ca să-mi pună la îndemână o carte pe care eu o rădăcisem. Era ceva atât de conjugal și de matern în ea, aerul ei grav din seara în care o cunoscusem, încruntarea poruncitoare cu care îmi purta mie de grijă, cum atunci îi purta de grijă lui Beb sau lui Dick, încât gândul că cineva ar putea să uia pe Arabela drept o eroină sumbra unui roman mă făcea să râd copilărește cu gura plină. Ce te-a apucat, Ștefan? ce râzi? Nimic, fată dragă. Îmi place să te privesc. Nu ești serios. Nu ești serios deloc. Nu, nu eram serios. În ziua în care, terminându-se lucrările preliminare ale Comisiei Internaționale, la care fusesem trimis ca expert medical al Ministerului Sănătății Publice, ar fi trebuit să mă întorc în țară și să depun referatul meu, cu minte cu adevărat ar fi fost să mă întorc. Este ceea ce m-a sfătuit și Arabela să fac. N-am putut. Nu spun că m-aș fi simțit nenorocit, nu pretind că fără ea n-aș fi fost în stare să trăiesc. Nu cred că despărțirea ar fi fost enorm de dificilă. Nimic din toate acestea. Totuși n-am plecat, să renunț la ea, la apropierea ei, la corpul ei rotund, puțin prea rotund, dacă ar trebui să fiu drept, dar atât de cald și atât de amical, să uit acele două brațe calme pe care le desemnam seară cu seară, de la umăr la închietura mâinii cu buzele, mi se părea cu adevărat un efort prea complicat. În țară, cu mine, pe de altă parte, nu puteam să o iau, din foarte multe pricini. Între care trebuie să socotesc și o oarecare lașitate, căci mi-ar fi fost greu să apar cu Arabela în București, unde mă așteptau o mulțime de prieteni onorabili și mai ales o femeie, Maria, pe care o iubisem pe vremuri inutil și la a cărei stimă țineam și țin încă foarte mult, tocmai pentru că niciodată n-am izbutit să trec cu ea dincolo de o afecțiune controlată scrudător de o parte și de alta. Să plec de acolo era așa de plictisitor. Am rămas simplu fără nimic eroic în decizia asta, așa cum pe vremuri, în timpul liceului, mi se întâmpla uneori, în anumite dimineți de iarnă, să mă trezesc în zori, să mă uit alarmat la ceas și, pe urmă, după o scurtă ezitare, să-mi trag plapuma peste cap, decizând fericit, azi nu mă duc la școală. Nu mă mai duceam la școală nici în zorii acelei zile de ianuarie, când valiza mea diplomatică mă aștepta pentru București și când, privind prin ferestrele largi ale camerei noastre, 30 de centimetri din cer parizian înnorat, I-am spus Arabelei că rămân. Sancțiunile au urmat repede. Un avertisment, în primul rând, pentru gravă neglijență în serviciu. Pe urmă, punerea în disponibilitate. Dacă n-am fost dat în judecată și n-am fost pedepsit mai grav, este pentru că, între timp, Andrei Georgian, un prieten, fost mai de mult debutat de turda, din dilentantism, ajunsese foarte serios subsecretar de stat la externe și pusese, se pare, o vorbă bună pentru mine. De altfel, Andrei mi-a scris personal personalul scrisoare M-a amuzat mult în minte Faptul că era trasă la mașină pe o hârtie Cu antetul ministerului În care îmi atrăgea serios atenția Asupra ușurinței mele În postscriptum m-a Că se căsătorește oficial cu Maria Cu care, de al minte, trăise Multă vreme înainte, aceeași Marie Căreia cu câțiva ani în urmă Îi făcuse într-o seară de bal mărturisiri Inabile De care și astăzi mă căiesc N-am înțeles de-al minteri acel postscriptum, căci căsătoria lor fusese anunțată în ziare și eu îi felicitasem la timp, prin scris. Am primit toate aceste reproșuri și chemări amicale la ordine cu nepăsare. Nu fiindcă aș fi vrut să provoc sau să înfrunt pe cineva. Nu. Dar pentru că nu aveam ce să le răspund și mai ales nu puteam să vorbesc despre Arabela, despre fericirea potolită pe care o găsisem iubind-o, despre voluptatea lentă, ordonată și limpede a nopților mele din Rutoloz, era comic să știu că în ochii lumii eu sunt căzut pradă acestei fete brune, care în clipele ei cele mai ascuțite de pasiune nu știa să surâdă altfel de cum surâdea altădată, sus, în lagănul de mătase, absentă și ostenită. Partea a treia Lucrurile au mers foarte bine cât timp am avut bani. Vreo patru luni. Îmi rămăsese din vremurile bune un cont în bancă de aproape 30.000 de franci destul pentru a nu fi pus din capul locului probleme prea grave. Deocamdată aveam cu ce trăi și, dincolo de asta, fără să fi fost boem din fire, nu mă mai interesa nimic. Din aceste prime luni ale iubirii mele cu Arabela, nu am aproape deloc amintiri. Văd o arabelă cu minte, monotonă și casnică, lăsându-mă să umplu ziua pe unde voiam, așteptându-mă acasă, docilă, făcându-se mică la brațul meu când ieșeam în lume, destinzându-se noaptea în pat ca o pisică albă și mormăitoare când era foarte frig afară, foarte cald în casă și mă apropiam de ea să o sărut. Uitasem că am o meserie, uitasem că ar fi trebuit să lucrez și redevenisem într-un fel studentul dezordonat din alte vremuri care își lăsa în anul întâi lecțiile de anatomie pentru concertele coloni. De asta dată îmi găsisem altă ocupație. Mă plimbam dimineață la Luvru, iar după masă citeam la Biblioteca Națională, totdeauna, la același fotoliu, 118, sub aceeași lampă cu glob verde, viețile pictorilor, de vasarii. Îi eram recunoscător Arabelei de a mă fi scos fără voia ei de pe drumul unui destin rezonabil și de a fi făcut din domnul serios pe care îl cunoscuse în acea seară trecută de noiembrie un ins care uită că e doctor expert diplomat pentru a redeveni ceea ce el voise să fie întotdeauna. Un om tânăr, Vara am plecat la Taior, unde am rămas într-o pensiune foarte ieftină, dar cu aparențe de mondenitate, ceea ce flăta gustul burghez al arabelei și am jucat acolo cu voie bună rolul tânărului menaj fericit într-o societate de oameni cum se cade și bârfitori. Ce strălucitoare de orgoliu era Arabela în mijlocul prietenelor ei din pensiune, toate soții de treabă și cât de bine îi ședea de astădată aerul de femeie măritată, ei care plimbase atâția ani printr-o lume dubioasă și agitată, o frunte de logodnică. Eram cu adevărat mulțumit de a fi dat femeii aceleia singura voluptate pentru care probabil fusese sortită, iluzia amorului legitim. Și mă bucuram văzând cum Arabela își pierde cu încetul dunga de îndoială, poate de panică, ce îi umbrea uneori mai de mult surâsul. Aceste luni idilice s-au terminat brutal odată cu întoarcerea la Paris, când, făcând socoteala banilor ce îmi mai rămâneau, am găsit un rest de șase mii de franci. Trebuie să fac ceva, i-am spus Arabelei și am ridicat încurca din umeri. Trebuie să facem ceva, a corectat ea. Seara, când m-am întors acasă, am găsit o bine dispusă, fără exagerare, ce e drept, căci lucrurile erau destul de serios încurcate, dar, în orice caz, foarte curajoasă și mai ales decisă asupra a ceea ce urma să facem. Ascultă, Ștefan: șase mii de frangi sunt bani foarte mulți. Tu n-ai cum să știi asta. Ne vor ajunge cel puțin cinci luni de aici încolo. I-am spus adineauri portarului că de la 15 poate să dispună de apartament. O să ne mutăm în alt cartier, de preferință pe malul stâng, spre Port de sau Port de Versailles. Sunt camere ieftine pe acolo și cu 150-200 de franci cu siguranță găsim una mai bună, chiar dacă o fi cu un etaj mai sus. O să mâncăm seara acasă, mă îngrijesc eu de asta. Ziua la un restaurant mai mic se mănâncă foarte curat, ai să vezi. O să stăm mai mult pe acasă și când o să ieșim? Ei bine, când o să ieșim, mi se pare că există și o clasă a doua la metro. Ei, pentru 45 de centime. N-ai dreptul să vorbești așa. Habar n-ai ce însemnează 45 de centime. Ah, și să nu uit. Încearcă să fumezi guloaz. Sunt mai ieftine și mai gustoase. Mizeria care va să zică. Am reflectat cu un uftat întradins exagerat ca să ascund reala mea îngrijorare. Nu mizeria, certitudinea. Pentru cinci luni numai, dar oricum, certitudinea. Pe urmă, ei, pe urmă o să vedem. Redevenea Arabela scurtătoare și stăpână pe care o văzusem în prima seară în cabina ei de la Medrano, trecându-și în revistă partenerii și împărțindu-le scurte porunci pe care ei le primeau cu supunere. În zece zile era mutați. Arabela aranjase totul. Tratative, aconturi, certuri, plictiseli, în timp ce eu, după câteva zile de panică, ce e de făcut, ce e de făcut, îmi reluasem rătăcirile metodice prin mahalalele pariziene, cu rare opriri în galeriile de tablouri sau în librării, de unde seara mă întorceam ostenit, dar cu sentimentul nespus de calm că este cineva care să cugete pentru mine la greutățile vieții, cum zicea cu gravitate Arabela când se întâmpla să discutăm serios între noi. Noua noastră reședință era o cameră mică, la etajul al șaselea, Ultimul, într-un corp de case negre cu zidurile leproste încuite, într-o curte imensă, cu ierburi neîngrijite și cu foarte mulți copii, undeva pe lângă Port-Versailles. Nu mi-aduc aminte să fi fost o singură zi în care să nu fi văzut la ferestre rufe ude întinse la un soare, mai mult presupuți că nu se vedea niciodată printre strășinile unite. Se auzea în fiecare zi, la același ceas, un fonograf cu discuri vechi o voce răgușită, încăpățânată, care nu știu la ce etaj anume se ascundea, căci n-am izbutit niciodată să o localizez. Până la noi sus urcam o scară complicată și mă opream de vreo cinci ori la diferite uși pe care citeam aceleași cărți de vizită boeme. Alexandru Merinski, artist, pictor. Teodor Van Haas, tenor. Marcel Șadră, peisagist. Numai pictori, poeți și cântăreți, societate dubioasă, care trăgea sărăcie și în mijlocul căreia mă simțeam străin, eu care nu avusesem niciodată nimic comun cu arta și care, în afara unui gust destul de relativ pentru cărți, nu-mi recunoșteam niciun fel de chemare. Totuși, cum uitam de cartier și de vecini, de zidurile multicolore ale casei, de curtea pavoazată cu izmene ude vâlfâind în vânt la ferestre, pe scara tapetată cu igrasie și cărți de vizită artistice, cum uitam de toate acestea și de totul, când deschideam ușa să intru în camera noastră de la al șaselea, camera în care geniul casnic al arabelei făcuse un cadru de ordine strictă și de grație ușoară, de la culoarea de lemn dat la rindea mobilelor până la florile reci de iarnă, care n-au lipsit niciodată de la masa noastră, nici în zilele când n-au fost bani de pâine ar trebui să râd în amintire de frumusețea prea onestă a camerei aceleia, prezidată de șorțul alt de gospodină, pe care Arabela îl purta cu vagă mândrie. Dar dacă nu râd, este întâi pentru că am fost întotdeauna în ins de gust și în al doilea rând pentru că acolo, în camera aceea, a rămas ceva de care nu se râde. n am făcut trebuie de cunoscuți în cartier. Arabela s-a interesat în primul rând de furnizorii ei, contând pe vremuri mai grele, i-a cultivat cu îndrătnicie și amabilitate. Se avea foarte bine cu vânzătoarea de la lăptăria maghii din colț, îl saluta amical pe măcelar, se interesa de copiii brutarului care erau mereu bolnavi și pentru care Arabela cunoștea leacuri diverse. Datorită acestor relații atât de utile, ne câștigaserăm oarecare prestigiu printre vecini și țin minte că Arabela fusese aproape mândră într-o zi când aflase cu o săptămână mai devreme, printr-o confidență a brutarului, că pâinea se va ieftini de la 2.40 la 2.35. Nu mai țin minte dacă nu m-am simțit și eu măgulit de întâmplarea asta, care oricum făcea din noi, în oarecare măsură, un fel de notabilități ale cartierului. Când treceam seara dinspre scoarul Vojirard spre casă, la braț de obicei, pentru că ne iubeam și pentru că ne era frig, amicii noștri ne surâdeau din prăvăliile lor, respective și nu odată am auzit în urma noastră șoptindu-se complice. Voilà, le jeune menaj de Sixtiem qui Tânărul cuplu, de la al șaselea eram noi și porecla asta, dacă mie nu-mi displacea, pe Arabela o fericea de dreptul pentru tot ce era respectabil în situația noastră. Ne opream în drum să târguim pentru masa de seară și admiram știința ei de a inventa, de fiecare dată, cu bani puțini și cu mâncăruri slab variate, o masă nouă și o mică surpriză. Am încercat de multe ori de atunci să-mi organizez un prânz asemănător acelora și n-am izbutit, ceea ce, oricât ar părea de copilăros, mă dezolează. Mi se întâmplă uneori să mă gândesc la Paris, să visez o reîntoarcere acolo, să mă revăd pe străzile acelea pe care le iubesc atâta, încât amintirea lor mă emoționează ca amintirea unor oameni. Dar trebuie să mărturisesc această prostie, că în primul rând, pe care m-aș bucura să-l fac acolo, ar fi să intru într-o șarcuterie și să cer de un franc și 25 de centime un sfert de selerii remulad. Aici, în România, am explicat tuturor gazdelor mele formula mâncării acesteia, dar cu toate experiențele făcute, țelina cu sos de muștar care mi se servea nu era nici pe departe acel selerii remulad, picant, aromat și stimulator, care făcea bucuria din neurilor noastre din Rudalesia, de la al șaselea etaj, într-o cameră scundă, sub privirea arabelei înțelegătoare a tuturor lăcomiilor, cu atât mai mult când ele erau atât de nevinovate și de ieftine. Ea, care, după știința mea, nu avea niciun soi de vanitate, primind altădată complimentele care îi se făceau la circ, cu o ridicare obosită din umeri, primind mai târziu, când ajunsese la glorie, criticele entuziaste cu nu știu ce zâmbe de nelumerire. Ei bine, ea, atât de indiferentă și de simplă, se roșea copilărește de mândrie când îi spunea că o mâncare îmi place sau că un sos e reușit. În țările acelea mă iubea îndoit și când ne culcam o simțeam mai înfiorată și mai recunoscătoare decât o știam obișnuit, după temperamentul ei de fată tânără, sănătoasă și potolită. Erau voluptățile ei intime de a casei, biată casă ce se ținea greu pe picioare din resturile unor bani ce se sfârșeau, în ciuda celor mai strânse socotei. Lăsasem cu totul în mâinile arabelei conturile și nu mai aveam în buzunar decât gologanii pe care mi-i dădea pentru țigări, căci chiar când se întâmpla să găsesc bani, un împrumut, o carte vândută, un ceas amanetat, îi dăleam tot ei, care cu sânge rece lupta cu sărăcia, datoriile și furnizorii, piruindu-le din ce în ce mai greu. Nu era nimic mai dificil de dus decât neplata chiriei și dacă despre zilele de foame, despre mașurile forțate pe jos din cauza lipsei de etichete pentru autobuz, dacă despre hainele roase îmi aduc astăzi aminte cu oarecare nostalgie, când mă gândesc la cei 175 de franci lunar pe care nu aveam să-i plătim proprietarului, tresar de spaimă și îmi pare rău că nu pot să uit definitiv capitolul ăsta. Diminețile de iarnă, când trebuia să coborâm scările tiptil, nu cumva să ne surprindă cineva dezertând. Nopțile târzii, când făceam pe trotuar ocolul casei până după 12, așteptând să se stingă lumina din loja portarului ca să putem urca, lipiți de perete și cu respirația tăiată, șase etaje, unul, încă unul, încă unul tremurând la gândul că, dintr-un moment în altul, cineva ne-ar putea striga din urmă și întoarce din drumul nostru către salvare. Salvarea era ușa din susul scării, ușă pe care o trânteam după noi cu un ofta de ușurare, închizând-o cu cheia de două ori și rezemându-ne de ea ca de poarta unei cetăți foarte greu cucerită. Începea atunci o noapte lungă, plină de uitare și de pace, în care ne înfundam cu nădejde că nu se va sfârși și ne cuprindeam unul pe altul într-o îmbrățișare înceată pe care o gradam voluptos, de la sărutare la spasp până ce somnul venea să acopere oboseala noastră de sărăcie și amor. Capul arabelei îmi cădea atunci greu pe umăr. Îmi plăcea să-i privesc în întuneric reflexele de cărbune ale părului. Partea a patra Eram încă în plină iarnă când a trebuit să ne gândim serios la o soluție. Eu, alarmat și ineficace, la calmă și practică. E posibil să vin mai târziu astă seară, a spus într-o zi. Așteptăm în scoar, peste drum de poștă, între șapte și opt. Să vedem. S-a întors seara cu ceva mizer și nesigur. Un angajament de acrobată, Într-un fel de teatru cabaret la periferie. 22 de franci seral. Pina Rapela, vrei să reîncepe asta? Nu vreau să reîncep nimic. Și, mai puțin decât orice, asta. Vreau să ne plătim chiria. Se întorcea spre asta, fără dezgust și fără revoltă, cu o simplă conștiință că trebuie să lucreze și să câștige. Nu existau pentru ea probleme și ezitări trebuie ce vrei. Pe exact această socoteală simplă avea să se sprijine o lună mai târziu, cerându-mi să viu și eu la teatru să fac cu ea un duet. Sunt lucruri de acestea abominabile, care, spuse pe un ton simplu ca al arabelei, devin absolut firești, încât, deși în principiu îți dai seama de enormitatea lor, în fapt, le accepti fără replică. Știi, de săptămâna viitoare se schimbă programul. Eu termin cu acrobația și intru în dans un dans apaș. Trebuie unul cu acordeon și tu parcă știi să cânți la pian. Am primit. Dacă aș sta să explic cuiva care mă cunoaște acceptarea asta, nu aș spune decât prostii și n-ar înțelege cu siguranță nimic. Am primit. O, oh, serile din Montroj, în cabaretul acela, jumătate teatru, jumătate bal, unde îmi desfăceam acordeonul cu tonuri tulburi, urmărind dansul arabelei, comic prin neîndemânare, nu fusese niciodată dansatoare, dar elegant prin înălțarea instinctivă a trupului ei care știa să asculte frumos o melodie. Afară era viața cealaltă din care plecasem ca un zănatec și în care mă puteam întoarce oricând, cu prețul unui mic efort. Dar sentimentul evadării mele voluntare mă făcea să iubesc înzecit soarta pe care o întâlnisem între mesele acelea de consumatori entuziaști și între paharele lungi cu mentă verde. Hotărât îmi plăcea noua mea carieră și uneori când aveam succes și mi se cerea să repet un cântec, acompaniat de vocile tuturor băutorilor din local, aveam o ușoare trăsărire de orgoliu care vestea probabil în mine ivirea cabotinului. De acolo am trecut mai departe, prin cinematografe de cartier sau baluri în muzet și ne-am schimbat de câteva ori genul după exigențele programului, astăzi servindu-i arabelei de speaker, la un număr de agrobație ușoară, mâine acompaniindu-i la pian un dans la nevoie, făcând cu ea câțiva pași, când dansul cerea neapărat un partener. Nimerisem o stagiune admirabilă în anul acela în care, pe bulevard, se introduceau primele instalații de film sonor, iar cinematografe de mute din cartier, alarmate de concurența noii invenții, încercau să-și rețină publicul cu atracții în afară de program, cum scria pe afiș, a fost atunci o afluență enormă de oameni șerpi, femei sirene, diseuri, acrobați și imitatori, între care ne găsiserăm și noi un loc bun, căci cererea era mare și programele se schimbau des, ceea ce ne să facem adevărate turnee pe la porțile Parisului, din Mahala în Mahala, fără să depășim niciodată un cerc interior care trecea la sud pe la Denfrerușură, -Ru, iar la nord de Batignol. N-aș fi crezut că vom trece vreodată peste aceste hotare de Faubourg, dincolo, în centrul Parisului, unde firmele luminoase și afișele în culori străluceau depărtat, inaccesibile. Totuși, foarte curând s-a întâmplat să cunosc un tânăr poet și pederast, cu bune relații prin lumea localurilor de noapte, și băiatul acesta, care o văzuse pe Arabela dansând, s-a aprins de entuziasm pentru arta ei și s-a jurat să o lanseze. Era neserios, desigur, și eu care în toate istoriile acestea păstram destul simț critic și știam bine că dansul iubitei mele nu prețuia mare lucru. Am primit aceste făgăduieli de glorie cu suficientă moderație. Nu e mai puțin adevărat că am trecut realmente mulțumită lui în program la Bobino, cabaret cu renume popular în Montparnasse și că astfel am dansat cu Arabela timp de două săptămâni în plină rue de la Ghet fără să ne remarce niciun cronicar, desigur, dar câștigând câteva fabuloase sute de franci. Ne-am mutat, desigur, din mansarda de la al șaselea, fără să ne părăsim însă cartierul, care ne devenise într-un fel indispensabil, arabelei pentru relațiile onorabile pe care și le făcuse acolo, mie pentru culorile locului și pentru armonia surdă a zgomotelor de mahala, cu care mă împrietenisem într-atât încât nicăieri n-aș fi citit sau gândit mai bine decât în acea avalanșă de sunete un oblon de părăvălie ridicându-se cu un lung uruit zimțat, un șuierat de fabrică, un cântec pierdut de armonică, o înjurătură cu tremurătoare urcând în stradă, unde sau încă era doi șoferi. Plas de la Convenție. Uneori, seara, când mi-e greu să adorm, mă închipui rătăcind cu mâinile în buzunare și cu pardesivul desfăcut în mijlocul pieței acestea spre Port de Versailles și o iau încet în sus, întâi pe trotuarul din dreapta, pe urmă pe cel din stânga, oprindu-mă cu luarea minte în fața fiecărei prăvălii, ca să-i revăd amănunțit firma, vitrina cu mărfuri ieftine și somtoase, geamurile aburite. Mirosea cartofierțea, scoică, a carne de curând tăiată, a banane. Era în jurul meu un desfrâu de mărfuri aruncate la întâmplare, stambă, pește, portocale, nasturi și bretele, unt, ouă, conserve și glasurile care se luveau în văzduc și luminile care se salutau de la un trotuar la altul. Revăd fețele cunoscute ale oamenilor de acolo, bătrâna surăzătoare din pragul hotelului Mesidor, tânăra vânzătoare de artișouri din colțul străzii Blome, negustorul de sticlărie de peste drum, care semăna cu Napoleon al III-lea și care, pentru motivul că autobuzul X se oprea drept în fața prăvăliei lui, căpătase maniere de șef de gară și o văd pe Arabela coborând de sus, dinspre rudele la Niver, unde locuiam noi, în impermeabilul ei scurt, strecurându-se grăbită printre trecători, dar oprindu-se îndelung la ușa unei prăvălii, ca să cumpere un cap de ață, privind cu o uluială de copil vitrinele mai mari și numărându-și în gând banii care îi rămâneau în buzunar, Trecând mai departe, să târguiască o sticlă de vin de la Primister, unde se dădeau bonuri de premii, pe care ea le colecta cu seriozitate, în nădejdea să câștige într-o zi serviciul de masă pentru 12 persoane, fotografiat în galantar. Asta nu numai în zilele grele când ne luptam cu chiria neplătită și cu tichetele ultime de autobuz, ci și mai târziu când câștigaserăm oarecare bani și făcuserăm din noul nostru apartament din în Croani Ver o casă plăcută. Arabela a refuzat cu încăpățânare să se conformeze situației noastre de artiști care au jucat odată la Bobino și, deși în urma acestui eveniment cunoscuseră o seamă de tip bine care ne frecventau, ea voia să rămână mai departe o gospodină, exagerând uneori cu ostentație grijile ei menajere. Foarte greu de definit genul noilor noștri prieteni. Vagi pictori, vagi poeți, vagi critici, toți tineri și dezabuzați, culeși din cafenelele din Montparnasse, la ore târzii de noapte, unii invertiți, alții numai snobi, de un snobism al desfârului pe care îl afișau violent, alții în sfârșit, cei mai puțini, păi este treabă, dar leneși și deocamdată fără ocupație. Nu puteam da seama exact de situația lor, deși aproape toți pictau, scriau sau făceau teatru, unii dintre ei vorbind un precis despre relațiile lor literare, arătându-mi la nevoie o scrisoare autografă a lui Cocteau sau despre succesele lor de mai de mult, pentru dovedirea cărora aducea un afiș vechi sau câteva rânduri elogioase publicate cu câțiva ani în urmă în nivel literer. Mă interesau pentru pitorescul lor, pentru agitația pe care o aduceau în cele două camere ale noastre, unde altfel n-ar fi domnit decât dispoziția rabelei, egală și potolită, ca un foc sub cenușă. Dacă aveau talent, dacă erau chemați să facă ceva în artă, nu știu, poate da. Nu mă pricep la asta, dar nu m-aș mira ca între timp unul, doi dintre ei să fie ajuns departe. Și dacă aici, unde sunt acum, aș mai citi ziare străine, poate că aș afla vești bune despre ei. Spre noi îi adusese un gust naiv de frondă, căci era cu siguranță revoluționar să disprețuiești, ca ei, spectacolele operei mari, ca să admiri în schimb o dansatoare de bal popular de la porțile Parisului. Nu scrisese unul dintre ei într-o foaie de avangardă, una din acele foi incendiare care sunt citite de exact 17 oameni dispuși să răstoarne pământul? Nu scrisese că Wagner tot ar trebui ars și Bruno Walter, care dirija atunci la operă maiștrii cântăreți, expulzat pentru că în locul lui și a lui Wagner să vină iubita mea, Arabela? Aceeași rabele, care de altfel nu-i putea suferi pe niciunul, fiindcă ei nu-i plăceau decât oamenii cum se cade și așezați, detestând fără iertare tot ce era aventuros, boem și artist. Fata asta care venea dintr-o lume de circ, după o copilărie dubioasă și după rătăciri nesfârșite, prin toate târgurile, fata asta mai degrabă facilă decât virtuoasă, căci, cel puțin mie, îmi cedase din prima seară, fără să fie așteptat să insist avea o aversiune burgheză pentru tot ce nu era legitim și curat. Suferea în societatea pederaștilor și a lesbienelor care abundau prin culisele barurilor unde jucam și era îngrozită de moravurile amicilor noștri recenți, între care trecea cu o încruntare castă vindicativă. Într-o seară, după un lung dineu cu scoici vin alb, în atelierul unui pictor tânăr, unde ne întâlniserăm întâmplător cu o bandă de fete zăpăcite și de băieți amețiți, am fost duși cu Dasila în automobilul unui amic spre Boa de Boulogne, să asistăm la o partoză. Nici eu, nici Arabela nu cunoșteam decât din auzite și foarte vag înțelesul termenului ăstuia, știind doar că era vorba de anumite rituri sexuale ce se săvârșeau în comun, la Boa, în aleile cele mai întunecate. Experiența a început misterios, cu câteva schimburi de semnale luminoase, de la automobil la automobil, stingându-se și aprinzându-se brusc farurile. Ni s-a explicat că acesta era semnul de recunoaștere între inițiați. Un lung șir de limuzine înainta cu farurile stinse spre centrul pădurii și, uneori, din acest șir se desprindeau două-trei automobile care, după semnele de rigoare, cotau la dreapta sau la stânga împerecheate. Se pare că prima condiție a unei partoze reușite era ca partenerii să nu se cunoască. Bărbații își schimbau locurile trecând de la o mașină la alta și schimbându-și astfel odată cu locurile femeile. Pentuneric cu luminile stinse, cu perdelele trase, fără niciun fel de prezentare, fără să se vadă, aproape fără să-și vorbească, se îi beau atâțați de misterul acesta ieftin al întunericului și al necunoscutului. Lucrul până atunci mi se păruse legendar. Dar aveam acum înainte această defilare de trăsături misterioase, urmăream prin portieră apelurile farurilor, vedeam strecurându-se noapte umbrele celor care se înțeleseseră. Spectacolul era de o ascuțime care deștepta tot ce era în mine, curiozitate, anulându-mi mărturisesc orice fel de rezervă morală. Nu, nu era dezgustător, era numai pasionant, Trebuia să aibă cineva lipsa de imaginație arabelei, onestitatea ei primară, pentru ca să se revolte acolo numele bunei cuvințe. Se atârnase de brațul meu și țipa în gura mare că refuză să asiste la asemenea porcării. Da, a spus porcării spre rușinea mea și jena oamenilor de gust care ne însoțeau. Între timp însă, amicii noștri o o limuzină albastră și acum o urmăreau în goană ca să se depărteze de alea aceea prea frecventată în căutarea unui colț mai prielnic primelor tratative. Era o cursă la care participam cu o sinceră palpitare, uluit de simplicitatea aventurii și așteptându-i cu respirația tăiată desnodământul, dar Arabela nu continua să se zbată în brațele mele, țipând că vrea acasă și amenințând că, dacă nu ne oprim, sparge geamurile. Sunteți niște porci, înțelegeți? Niște porci. Și tu, și tu odată cu ei. De ce nu opriți? Vreau să opriți. Bandiți ce sunteți. Am să vă reclam la poliție. Dă-mi un creion să le iau numărul. Dă-mi un creion, îmi spun. Și-a deschis poșeta, a scos de acolo un plic și, pentru că nu avea creion, a luat rujul de buze cu care a scris pe plic, cu degetele tremurând, numărul mașinii care gonea înaintea noastră, din cinci cifre mari, copilăroase, cu o dungă groasă de roșu aprins. Era în gestul ăsta al ei de panică ceva care mărea tensiunea aventurii noastre, și în momentul acela m-am simțit în plin roman detectiv. Atunci, un șuierat lung de alarmă a venit de undeva, dinaintea noastră. Un șuierat și un strigăt parcă. Am stopat brusc. A urmat un moment de tăcere încordată în care nimeni n-a mișcat, toți căutând cu urechea țintită spre noapte. Era ca o oprire neașteptată a unui tren, noaptea, în mijlocul câmpiei pe un pod. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, nimeni nu îndrăznește să bănuiască. O ciocnire, o catastrofă, o amenințare. Nu se aude decât departe găfuitul mecanic al locomotivei. Pe urmă s-au desprins în jurul nostru umbre și voci. Alergau câțiva bărbați înainte să vadă ce s-a întâmplat. Se auzeau dincolo de portierele închise ale automobilelor șapte de femei alarmate. Am coborât. Ploamă rund, liniștitor, Departe se vedeau îngrămădindu-se lumini agitate. Rabela m-a urmat, pășind alături de mine, fără un cuvânt. Ne-am făcut loc între mașinile oprite în jurul nostru și am auzit, de câteva ori, dinăuntrul lor, lungi suspine, ce sfârșeau probabil în îmbrățișări, pe care alarma nu le întrerupsese. Simțeam în aerul acela al nopții de martie un insuportabil miros de alcov, parfum sau sânge, nu știu bine, la vreo sută de pași depărtare se făcuse un cerc larg, de care ne-am apropiat cu teamă. Fusese un accident. O ghicisem după șoaptele oamenilor strânși, după depărtarea lor respectuoasă de ceva care se afla în centru și care, abia când ne-am apropiat mai bine, am văzut că era un rănit. Se uitau cu toții la el de la distanță, intimidați, și niciunul nu cuteza să se apropie. Era un copil de 16 ani care trecuse acolo cu bicicleta și fusese strivit de un automobil în plină goană, fără faruri. Arabela și-a făcut loc între ei și a pășit înainte, singură, între atâția inși. O buclă din părul ei negru îi căzuse pe frunte și nu a avut nicio grijă de a o îndepărta. Era atât de atentă și gravă. A îngenunchiat lângă rănit și l-a privit lung, fără să tresară și a suflecat pe urmă mânicele, a căutat o batistă curată și a cerut apă. Cineva s-a grăbit să-i aducă, nu știu de unde, poate din carburatorul unei mașini. A ridicat capul rănitului și l-a proptit de genunchiul ei. Se vedea sub lumina farurilor o țeastă crăpată și o șuviță de păr însângerată. O femeie de lângă mine a țipat atunci isteric. Purta o rochie elegantă și boțită, și se vedea după obrajii ei aprinși și după respirația ei agitată că Accidentul o surprinsese în mijlocul unui spasm. Arabela a privit-o lung, sever, o privire pe care n-aș fi suportat-o, cred, dacă mi-ar fi fost îndreptată. Nu mai era nimic de făcut. Văzusem din capul locului că băiatul trântit acolo pe pământul ud era mort. Din vechile mele amintiri medicale, atâta lucru mai știam. De altfel, sosiseră între timp agenții. Am luat-o pe Arabela de braț și am rupt-o de acolo. Am mers amândoi pe jos multă vreme, fără să ne vorbim și îi eram recunoscător ploii aceleia, care cădea foșnitoare în jur, ajutându-ne să nu ne gândim la nimic și mai ales să nu ne gândim la noi. Mai încolo, departe, am dat peste un taxi rătăcit, care ne-a dus acasă în jumătate de ceas, timp în care Arabela a stat nemișcată într-un colț, absentă cu desăvârșire. Dar când ne-am regăsit în camera noastră, s-a trântit îmbrăcată cum era pe pat, și a plâns despletit cu sughițuri, copilărește, plâns zguduit care trebuia să răscumpere totul pentru iertarea acelei nopți. Partea a cincea Despre întâmplarea aceasta n-a mai fost deloc vorba de atunci între noi. Câteva zile ne-am oculit unul pe altul și ne-am vorbit foarte puțin despre altele, căutându-ne de lucru ca să evităm a ne privi în ochi. Pe urmă am uitat. Astăzi, în amintire, violența arabelei din acea seară, spaima ei, dezgustul de perversiune și de moarte, pe care l-a dus câteva zile într-un surâs ostenit, mi se pare, din depărtare, mai puțin puieril și purtând nu știu ce nim de lumină, pe care atunci nu l-am înțeles, pentru că apropierea te împiedică să înțelegi atâtea lucruri. Și totuși, în aceste trăsături era probabil ceea ce mai târziu s-a numit de către critici geniul ei, S-au scris atâtea articole despre Arabela, despre arta ei, despre emoția prezenței ei în scenă și toate comentariile astea au trecut pe delături. Eu însumi, care de la piano urmăream cu toată stăpânirea mea posibilă, tresărind totuși la chemarea glasului ei, eram intrigat de misterul acelei emoții ca de misterul unei jucării pe care tu ai inventat-o, dar care îți scapă și te depășește. Cine ar fi spus, în ziua în care ni s-a propus să facem un număr de chansonet la acel cabaret teatru din provincie, cine ar fi spus cât de departe ne va duce aventura asta măruntă? Nu eu, în orice caz, pentru care propunerea era absurdă. 160 de franci pe seară, spunea Arabela. Nu este o afacere care se găsește totdeauna. Nu, desigur, dar tu ești acrobată sau cel mult dansatoare. Nu vă dragă fată cum ai să cânți fie și pentru de 100 de ori, 160 de franci. A râs, mirată de logica mea. Aia era mai simplă. Ni se propusese să cântăm într-un cabaret de provincie. Să cântăm, nu să dansăm. Vom cânta prin urmare. Dragul meu, am făcut o viață întreagă ce mi s-a cerut să fac. Ce vreau eu, ce știu eu, ce pot eu, nu m-a întrebat nimeni. Și n-am stat să explic nimănui. Tu spui că oferta asta care ne vine este o confuzie. Se poate. Dar în primul rând este un contract. Și un contract nu se pierde. Se semnează. Nu era pentru prima dată când cedam în fața arabelei și aventurii. În câteva zile programul nostru era gata. Repetaser în febril, eu la pian, Arabela plimbându-se prin casă după treburi, câteva cântece la modă, vreo două romanțe clasice și pentru ca să ne măgulim publicul, o baladă veche din regiunea unde aveam să cântăm, baladă luată din confidențele muzicale ale domnului Pierre, patronul magazinului de sticlărie, excelent bariton și clarinetist în fanfara arondismentului. Vocea arabele mi se părea plăcută, dar numai atât și în niciun caz nu așteptam succesul stupid, strivitor, care avea să ne rețină o lună întreagă la același teatru și pe urmă alte câteva luni prin orașele mari din Midi, porturi opulente sau stațiuni de sezon de modate. Ce ser de sărbătoare cu entuziasmul poate prea cordial al galeriei, care ne încuraja în gura mare ca la un meci, dar cu momente de liniște înfiorată când toată sala rămânea cu respirația tăiată pe ultimul acord al acelei balade, pe care Arabella o cânta rar, cum ar fi depânat noaptea un gem de mătase, urmărindu-i firul strălucitor între degete. Am simțit atunci accentul personal de tristețe, care ezita în cântecul Arabelei și se zbătea să se elibereze de toate neîndemânările ei, de toate pozele și atitudinea ei de artistă. Și, fără să știu bine ce delicat filon de emoție regizam, m-am hotărât să încerc simplificarea numărului nostru și să-i găsesc un program mai ordonat decât acea pestriță adunare de melodii de la început. Cei care mai târziu au ascultat-o pe Arabela la Paris, în acea seară de la Empire rămasă celebră în cronica musicalului, nu vor ști niciodată prin câte avataruri trecuse numărul nostru până a fi ajuns la acea imagine perfectă pe care, pe urmă, au popularizat-o revistele ilustrate. Totul, rochia arabelei, coafiura ei dreaptă și linsă, perdelele negre ce ne încadrau, ținuta mea la pian, ordinea melodiilor în program, prățara de argint pe care Arabela o purta la încheietura mâinii stângi, Brațele ei lungi, lăsate leneși de-a lungul trupului, cu mâinile împreunate ca două păsări pe genunchi. Totul a fost cucerit lent, zi de zi, după nesfârșite corectări și, dacă m-aș sili să-mi amintesc, poate aș izbuti să spun astăzi precis de când și de unde datează fiecare detaliu al numărului nostru de musical, de la Brest sau de la Nim, căci, trecând astfel din oraș în oraș, simplificam cu fiecare nouă experiență mișcarea noastră pe scenă și decorul în care ne prezentam. Lucrul cel mai dificil a fost să-i descoperă Arabelei un loc în scenă, căci, deși calmă și cu desăvârșire lipsită de trac, era complet incapabilă să-și găsească o ținută naturală în timp ce cânta. Nu știa ce să facă cu mâinile, nu știa cum să facă doi pași, nu știa de ce să se proptească. I-am schimbat de nenumărate rânduri locul, când lângă mine în picioare, așa încât să pară că urmărește, peste umărul meu, notele, când la dreapta, în prim planul scenei, rezemată de o etajeră scundă, când în sfârșit, în stânga, ușor înclinată de coada pianului. N-a mers în niciun fel și a fost un adevărat triumf în ziua în care, la o repetiție, i-am strigat exasperat să se urce pe pian. S-a așezat foarte comod ca într-un fotoliu și, dintr-o dată, și-a regăsit siguranța de sine, căci, bine instalată pe pian, picior peste picior și cu mâinile unite, calm pe genunchi, amintea vechea ei ținută din leagă de unde mătase, suspendat pe vremuri la circ și își recăpăta acel zâmbe de melancolie și indiferență care o luminase cald din prima seară a cunoașterii noastre. Nu, nu știu de unde anume venea vibrația intimă a cântecului ei, frumusețea limpede și totuși aburită pe alocuri a melodiilor acelora, ascult și astăzi, uneori la patefon, unele discuri pe care le-am înregistrat atunci, din fericire atât de puține și atât de greu de găsit, și mă întreb ce cheie îmi scapă pentru deschiderea misterului ăstuia la care am luat totuși parte și care s-a petrecut sub ochii mei. Avea o voce mică, fără modulații, monotonă adesea, cu ușoare nuanțe false, dar de la primele sunete, Părea să dea de o parte nu știu ce grele draperii, descoperind o fereastră largă spre vis. Cânta cu aplicație și cu stângăcie în același timp, ca un începător care dibuiește la pian o melodie, surprins el însuși la auzul ei și aerul acesta de nehotărâre, de ezitare, l-a păstrat și mai târziu, atunci când succesul i-ar fi dat dreptul să fie cu totul sigură de ea dar era cu desăvârșire, lipsită de vervă și incapabilă de gesturi sau surâsuri ingenuie, cântând orice, o baladă sau un cuple, cu același glas egal și silitor de copil trist. Nu cred să-i fi surprins vreodată momente de cabotinaj sau măcar de orgoliu, căci avea conștiința că face o muncă nici mai bună, nici mai proastă decât alta și dacă în loc să cânte ar fi trebuit să coasă sau să brodeze, sunt sigur că ar fi pus în asta aceeași bună credință și simplicitate. Era aici o socoteală onestă și curată care nu avea nimic de a face cu arta și, dacă într-adevăr cântecul Arabele era emoționant, asta nu venea nici din știința ei de a cânta, nici din vocea ei modestă, ci de altundeva, din oboseala ei intimă, din melancolia ei depărtată ce arunca și în viață, peste lucrurile ei, peste amintirile ei, un vâl de lumină scăzută. Într-o zi, era înainte de întoarcerea noastră la Paris și de debutul Empire, aducându-mi aminte de o vacanță pe care o petrecuserăm mai de mult cu ani în urmă, pe vremea mea de studenție, într-un sat din Alpi, unde cunoscusem și iubisem o singură noapte o tânără fată, care de atunci a dispărut cu desăvârșire, aducându-mi aminte de acele timpuri, am rugat-o pe Arabela să-mi cânte câteva versuri dintr-un cântec de joc de atunci. Fuge, fuge dihorul, Dihorul din pădurea frumoasă. El a trecut pe aici. El a trecut pe acolo jos. El va trece iar pe acolo. Nu știam, rugându-o acest lucru, că descopeream la întâmplare cea mai frumoasă piesă a programului nostru, singura, la drept vorbind, căreia aveam să-i datorăm peste puțin celebritatea. Melodie care avea să circule un an întreg prin metropolele Europei, cântată la patefon, la radio în jazz, în orchestre vieneze sau fluierată noaptea pe străzile de șarte de un trecător întârziat, când de care la început uluise prin simplicitatea lui, căci era cel puțin îndrăzneț să prezinți într-un teatru mare, de pe o scenă celebră, o melodie pe care o urlau copiii la școală în recreații, dar tocmai această ingenuitate trebuia să placă și să creeze, după exemplul ei, o întreagă modă a fost dintr-o dată reînvierea valsului, a romanțelor de la 1900, a tablourilor lui Toulouse-Lautrec sau a lui Vuillard, a rochiilor lungi și a pălăriilor tricorn, toate readuse în gustul timpului, cu oarecare înduioșare pentru acei ani dinaintea războiului fericiți și sentimentali. Din tot norocul și gloria carierei noastre, eu nu am a revendica pentru mine decât faptul că am simțit poezia posibilă a unui program de cântece de modate și că, în timp ce amicii noștri ne îndemnau să facem un recital de muzică modernă, iar Arabela înclina pentru unul de șansonete noi, eu am stăruit să ne oprim exclusiv la câteva melodii ieșite din uz de la 1900, la 1920, știind că o romanță de acum 10 ani, reînviată, trebuie să aibă asupra uneia recente superioritatea nostalgiei și a ușorului ridicol ce acoperă toate emoțiile noastre mărunte din trecut. Am dezgropat atunci din uitarea generațiilor mundene un întreg repertoriu de romanțe pe care altădată se va fi plâns sau dansat și l-am readus în actualitate fără niciun fel de ironie pentru prostul lor gust, cântându-le, din potrivă cu sinceritatea, ce le va fi încălzit pe vremuri, în zilele lor de glorie. Am cules de pretutindeni romanțe demodate, din Anglia, din Germania, din Franța, dinaintea războiului sau imediat după război și am făcut pe urmă o selecție în care gustul arabelei era hotărător, pentru că ea cel puțin nu judeca pe criterii estetice, ci pe simpla ei înțelegere de fată bună, care, când a auzit la atelier un cântec frumos, îl copiază pe un petic de hârtie și pe urmă, seara, dacă e tristă și are chef de plâns, îl cântă. Poate că și astăzi se mai fredonează Adelaide's Dream sau When the Red Bill, amândouă descoperite de noi într-un vraf de note muzicale în podul unui anticar, unul de la 1890, celălalt de pe la 1910 și lansate pe urmă într-un bar parizian pentru anglosaxoni, unde Arabela cânta cu sinceră compasiune visul acelei Adelaide de la sfârșitul veacului. Mai târziu, când ne-am dus pentru prima oară la Londra, precedați de ecourile unui succes ce devenea european, mai mult din cauza formulei ciudate a concertului nostru decât pentru calitatea lui, mai târziu zic, a trebuit să construim un întreg program englezesc. O, oh, comicele, înduioșătoarele seri de cabaret londonez, când toată lumea din sală îngâna după Arabela acel puieril, venei și în mun, romanță defunctă de la 1920 ceea ce ne-a silit pe urmă, în turneu, să pregătim pentru fiecare capitală un program special, făcând adevărate incursiuni de folclor în domeniul tangourilor și a valsurilor de demult. Nu devenisem și eu sentimental pe vremea în care Arabella repeta în așteptarea debutului nostru de la Viena Viena, tu oraș al visurilor mele, cântându-l cu un teribil accent străin și cu o nesfârșită nostalgie, deși nu-i pricepea decât pe jumătate cuvintele. Eram cu adevărat în culmea gloriei și revistele ilustrate de teatru începeau să publice la rubrica curiozităților cifra câștigurilor noastre serale sau a scrisorilor de amor anonime venite în fiecare dimineață pentru Arabella. Arabella and Partner. Afișe albastre, albe, roșii, verzi populau continentul și se răspândeau pe harta Europei, asemenea unor stegulețe multicolore indicând itinerarul unei victorii, ci ne agitau numele de parte pe plancardele teatrelor, pe ferestrele tramvaielor, pe cutiile țigărilor de lux. Îmi plăcea mult imaginea noastră pe întâia pagina programelor. Arabella în primul plan, desemnată într-un albastru crud, o culoare ce o prinde de minune, eu, ascuns în perspectivă mai departe la pian, în câteva linii negre care îmi umbrau fața și mă păstrau anonim. Arabella and partner. Mi se... Părea că are exact dramul de mister necesar unui titlu de cabaret și, în plus, fără să mă ascund de nimeni, căci nu gândeam să revin vreodată la ce fusesem, eram mulțumit să fiu astfel scutit de curiozitatea celor care mă cunoscuseră pe vremuri. Rămâneam pe afișe un simplu partener, ceea ce îndepărta de mine luminile și gazetele. În mine însumi, fără să cutez a meu mărturisi sincer, eram mai ales fericit de faptul că nu se va afla nimic la București. De câteva ori fusesem pe punctul de a primi un angajament în țară și, când jucam la Viena sau la Budapesta, telegramele de oferte din București ne căutau prin toate hotelurile, ceea ce îmi făceau refuzul mai dificil, căci mi era greu să-i spun arabelei că nu pot juca acolo din cauza unei femei de care nu voiam să fiu văzut. Era o copilărie și eu o știam prea bine. Când am turnat filmul nostru la Paramount, a fost un adevărat calvar, lupta mea cu regizorul, care ținea morțiș să ne lumineze egal, pe Arabela și pe mine, sub aceleași lumini albe. Am cheltuit toată priceperea și îndrăgirea mea pentru a-i dovedi că, pentru puritatea cântecului, pentru simplicitatea imaginii, eu trebuie să rămân în umbră, simplă siluetă neagră, luminată rar, pentru jocul mâinilor pe clape și pierzându-se pe urmă din nou în cadrul draperiilor, nu rămânea pe pânză decât un cerc alb pentru Arabela, prea indiferentă la tot ce se întâmplă, ca să se tulbure de armata reflectoarelor îndreptate asupra ei. Adevărul este că mă înspăimânta gândul că acel scurt film avea să treacă inevitabil la București și mi se părea trivial spectacolul în fața unor săli pline de oameni cunoscuți, îngrozit mai ales la amintirea Mariei care Mare iubitoare de cinematograf m-ar fi privit într-un fotoliu cu nedumerire, ascultând de sigur comentariul superior al lui Andrei a plecat spre ea ca să-i șoptească neglijent. Ți-am spus eu că n-are să se aleagă niciodată nimic de Ștefan Valeriu ăsta. Din asemenea trucuri se fac probabil capotoperele, căci premiera filmului nostru a fost primită cu o avalanșă de elogii și comentarii, toți criticii explicând cu competență și cu termeni tehnici pe care nu-i cunoșteam, valoarea luminii și a umbrei în scurta noastră peliculă. Poate că aveau dreptate, dar mi era greu să iau în serios toate aceste adevăruri estetice, știind că ele nu ascundeau decât o foarte ușoară istorie de amor, în care Dumnezeu e martor, nimic nu fusese premeditat. Ceea ce nu mă împiedica să mă duc uneori în serile libere, la un cinematograf de cartier unde se dădea filmul nostru, ca să o privești și să o ascult pe Arabela, simplă și emoționantă, pe pânză, cum era pe scenă sau acasă, cu surâsul ei aburit, ca un sărut. Partea a șasea Nu aș putea spune precis când anume s-a întâmplat micul incident care urmează. Atunci nu i-am dat nicio importanță, și nici astăzi nu sunt cu desăvârșire convins că ar fi avut vreo legătură cu despărțirea noastră de mai târziu. Vorbeam într-o zi despre foștii ei tovarăși de circ. Vorbeam cu o suficientă nepăsare ca să nu rămână în loc pentru regrete. Atunci, Arabela mi-a spus brusc, ca și cum abia în acel moment și-ar fi adus aminte de asta. Știi că Dick mi-a fost bărbat? Nu știam, desigur, și nici nu bănuisem. Dick, insula acela, fără vârstă, spân și alcoolic. Destăinuirea era mai mult comică decât supărătoare. De ce îmi spui asta abia acum? Știu eu, pentru că așa s-a nimerit. Ești un fenomen, Arabela, un fenomen. Trăim împreună de atâta vreme, îmi povestești despre câte în lună și în soare, flecărim zilnic ceasuri întregi despre ce a fost și ce n-a fost și tu abia acum te trezești să-mi spui un lucru care oricum era mai însemnat decât altele multe. A, așa sunt eu, Ștefan. Ui că am tăcut câteva clipe, dezarmat de simplicitatea răspunsului și, pe urmă, am izbucnit cu oarecare violență. Și de ce tocmai Dic? Din toți patru, de ce tocmai el? Pentru că era mai simplu cu el, înțelegi? E foarte greu să trăiești cum trăiam eu, cu patru bărbați ca într-o singură familie. Măritată cu unul, ceilalți trei trebuiau să rămână liniștiți, de o parte. Într-o istorie ca asta, lucrul cel mai important este că nu ai de-a face cu amoruri și complicații. Și cu dic, cel puțin, nu putea fi vorba de amor, nu-i așa? Mi-am adus aminte atunci de privirea pe care eu surprinsesem în seara de la Medrano, lui Beb, în cabină, și m-am întrebat deodată dacă nu cumva plecarea arabelei dintre ei nu fusese mai gravă decât o crezusem și dacă în urmă nu lăsase amintiri mai adânci decât ale unui pact între cabotini. Băiatul acela beb, poate că ar fi avut de spus unele lucruri. Mai târziu, nu mult mai târziu, am regăsit într-un turneu la un teatru cabaret din susul Germaniei urmele foșilor ei amici, și trebuie să recunosc că cel care a tresărit am fost eu, nu ea. Ne precedeaseră un program cu două săptămâni, și acum erau duși mai departe, nu se știa unde. Le-am găsit numele și fotografia în colecția ziarelor locale, la rubrica teatrală și am aflat de acolo că numărul lor avuzese oarecare succes. Focuseră, desigur progrese de când nu-i văzusem noi și fără să ajungă în primul rând al vedetelor, făceau o figură onestă în program, în partea prima a spectacolului, până la intrarea în scenă a numărului principal. Le-am privit cu multă curiozitate pozele și am băgat de seamă că își simplificaseră mult aparatele, atitudinile, culorile, Într-o zi, băieții ăștia au să izbutească lucruri frumoase, am reflectat eu. Poate, a răspuns Arabela, fără să mă aprobe sau să mă contrazică. Se vedea bine că, într-un fel sau altul, îi era tot una. Am continuat cu îndrătnicie. Le lipsește un singur lucru, le lipsești tu. Acolo sus, în legănul ne nefăcând nimic, ostenindu-te doar să-ți porți zâmbetul. Tu erai poezia trapezelor lor. Erai floarea lor inutilă. Un regizor de geniu n-ar ști poate să găsească un detaliu de valoare egală. Spuneam asta ca să o necăjesc sau ca să o încerc sau pur și simplu ca să-mi exersez vechiul meu instinct de răutate. Dar aveam cu siguranță dreptate și, privind acele poze, îmi dădeam seama că trapezelor lor albele lipsea imaginea unei femei, cum iar lipsi unui inel piatra. Arabela m-a ascultat amuzată până am sfârșit și pe urmă m-a luat de braț și m-a sărutat cu aerul de am spune mustrătoare. Și acum să fim serioși și să lăsăm prostiile. De ce mi-amintesc despre toate aceste nimicuri acum, nu știu bine. Încerc să le adun în amintire ca să-mi trec vremea cum aș sta până oară să reconstituie o partidă de șac după ce am terminat -o. Mai probabil este că ele nu au avut nicio legătură cu ce s-a întâmplat mai târziu și că spre despărțire nu ne-au dus aceste ușoare incidente, ci altceva, mai simplu și mai inexplicabil în același timp. Altceva care seamănă uimitor cu începutul iubirii noastre, care s-ar fi chemat aventură, dacă vorba asta îi s-ar fi potrivit capului de copil la Arabelei. Au trecut pe lângă noi foarte multe lucruri de mirare și le-am lăsat să treacă, iubindu-ne în ultima zi, ca în prima zi cu aceeași voluptate domoală, în care totul era cunoscut ca gustul etern al pâinii. Asta putea să țină un an, doi, zece și putea să se termine oricând. Despărțirea a fost la fel de simplă și, gândindu-mă cu foarte multă sinceritate, mai important mi s-ar părea să vorbesc despre mantoul verde al arabelei din prima noastră iarnă, sau despre rochia ei neagră cu guler galben, rochie care o înălța mult și o făcea mângâietor de palidă, decât despre această despărțire. Era la Geneva, la începutul lui septembrie. Veniserăm acolo să deschidem în sala cazinoului sezonul teatral, în timp ce, la 200 de pași de părtare, la Societatea Națiunilor, Aristide Briand îl deschidea pe cel diplomatic. Toamnă pasionată, în care se discuta pentru prima oară proiectul Statelor Unite Europene, într-o atmosferă puierilă de sărbătoare, la care nu exagerez spunând că prezența Arabelei contribuia foarte mult, căci era de rigoare ca miniștii străini să se întâlnească seara la nouă în loj, la concertul nostru. Diminețile strălucitoare pe lac, rochiile albe fluturătoare pe cheiul Wilson, asaltul ziariștilor în fața hotelului de Berghiu, cursa fotografilor pe stradă după instantanee și oameni celebri, era idilic și odihnitor ca într-o operetă. Într-o zi, pe chei, ne a strigat cineva din urmă, un bărbat tânăr, care tocmai sărise dintr-un tramvai în trecere. Eram pe malul lacului și urmăream distrați un joc de water polo între câteva tinere englezoice. Arabela râdea copilărește cu tot obrazul în soare. Ne-am întors surprinși și, în primul moment, nici ea nu l-a recunoscut pe Beb, care ne strigase și se oprise lângă noi, stânjenit de entuziasmul prea mare al revederii. Uite, Beb!" a spus Arabela, fără să ridice glasul. Te-ai schimbat, Beb! Te-ai făcut frumos! Dar tot îți lipsește un nasture la vestă. Să ți-l coși de seară, mai auzit? Să ți-l coși!" Beb se schimbase într-adevăr, mai puțin palid decât îl cunoscusem, mai înalt parcă, mai sportiv. Purta un costum de vară gri și în soarele acela alb de septembrie avea ceva exagerat de juvenil în surpriza și emoția lui. Ne-a explicat în câteva cuvinte că se află la Geneva numai pentru o zi în trecere. Trebuia să plece în aceeași seară spre Montreux, unde îl așteptau Sam și Jeff. Un angajament excelent. Dick? A întrebat Arabella. L-am pierdut acum patru luni la Alger și n-am mai dat de el de atunci. Și voi? Bine. succes. Bani? Da, ai ști, Arabela, ce bine ne -a mers. Eu îți spuneam de mult că ne așteaptă lucruri mari. ți minte? Atunci când ai plecat. Vorbea animat, repede, ținându-și mâinile în buzunar ca să nu gesticuleze și mergea înaintea noastră cu jumătate de pas ca să o poată privi pe Arabela în ochi. Era tulburat ca un licean și asta mi-a făcut atâta plăcere încât nu m-am putut opri să-l întreb cu simpatie ca pe un camarad. Spune, Rebeb, o mai iubești pe Arabela? A răspuns imediat, scurt, cu oarecare ridicare semeața capului, dar cu bunăvoie. Da. Vorbiți prostii amândoi, ne-a certat Arabela. Mai bine mergem să mâncăm. Pe seară, Beba a plecat cu trenul spre Montro, iar la nouă noi ne-am dus ca de obicei la spectacol. m am pus fracul cu foarte mult calm. Cine vorbește de presentiment de spune prostii o priveam de la pian pe Arabela și îmi spuneam, cam în fiecare seară, că nu e frumoasă și că nu știe să cânte. Dar îi urmăream cu aceeași nedumerire și cu aceeași profundă liniște glasul ei umed, care dezlega în mine atâtea melancolii de parcă ar fi umblat cu zece degete subțiri printre amintiri și uitări. Ne-am dus pe urmă târziu, după teatru, pe jos, pe chei. Bătea dinspre munții un vânt rece, fără anotimp cert, prea repede pentru o noapte de vară, prea amical pentru una de toamnă. Trebuie să fie bine acum ați sus la noi, a spus Arabela, rezemată de parapet cu fața spre lac, strângându-se tare de brațul meu. Am urcat scările hotelului, rar, întârziindu-ne în adin spași, pentru că știam ce noapte bună ne aștepta și, într-adevăr, ne-am iubit atunci fără gravă. Atenți, încrezători în ceasul acelei îmbrățișări și, ascultând cum sporeau în jurul nostru, în umbră, cercuri mari de tăcere. Cred că dacă între trupurile noastre rămăsese cumva până atunci cea mai ușoară dintre neînțelegeri, noaptea aceea a consumat totul. În întuneric, surâsul arabelei era cald ca un animal mic, somnoros. De aceea, poate, dimineață n-am tresărit când, așteptând-o în hol și zărind-o coborând scările spre mine, Arabela mi-a făcut de departe semn să mă apropii și m-a întrebat firesc cum m-ar fi întrebat cât e ceasul. Ce-i spune Ștefan dacă aș pleca după beb? Știu eu, fată dragă, cred că o să fie greu cu tatul de aici. Avem contract. Aș aranja eu. Bine, să încercăm. După masă, am condus-o la gară, își lase o valiză mică de mână, una singură. Restul trebuia să urmeze. Am vorbit despre câteva nimicuri până la venirea trenului. Ne-am strâns mâna, fără nimic eroic în gestul ăsta, cu o nesfârșită bună înțelegere. Dacă se face fric, Ștefan, să spui seara paltonul. Mai ales spre lac. Era coare. Era cinci, spre seară. M-am dus pe jos în oraș, și, în drum, mi-am cumpărat ziarele să văd ce se întâmplase dimineața la Societatea Națiunilor. Fuseseră dezbateri încordate.